Un bărbat a murit în timp ce se afla la ghidonul unei motociclete după ce a suferit un stop cardiac. Tragedia s-a produs luni pe un drum din satul Rusești, Noi Ialoveni. Un trecător l-a văzut căzut la pământ și a anunțat poliția. Potrivit oamenilor legii, bărbatul de 65 de ani se deplasa cu viteză redusă când, la un moment dat, a pierdut controlul ghidonului și s-a răsturnat. Victima a murit până la venirea ambulanței. Rudele au declarat că el avea probleme cardiovasculare, iar acum 10 zile a fost externat din spital. Bărbatul nu avea permis de conducere și nu avea numere de înmatriculare la motocicletă.